unde a fost deja condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. 19 aprilie nu este o dată bună pentru Liviu Dragnea. Pe de altă parte, președintele Iohannis este și el încurcat, spun eu, în povestea referendumului pentru justiție. Nu este foarte clar ce vrea să facă președintele, nu are întrebările încă lansate public. A vrut să consulte astăzi partidele, mâine o să se vadă și cu majoritatea parlamentară, astăzi s-a văzut cu partidele din opoziție. Klaus Iohannis are nevoie de PNL și de susținerea electoratului PNL pentru a reuși să facă kvorum la acest referendum. Dacă președintele Iohannis nu reușește să facă kvorum și nu reușește să câștige acest referendum, dimpotrivă, să-l piardă, da, simbolic pentru domnia sa, cariera și al doilea mandat al președintelui Iohannis sunt puse sub semnul întrebării. Fiecare joacă riscant, Dragnea își joacă libertatea și cariera politică, Klaus Iohannis, la fel, joacă un joc riscant, pentru că în interiorul Partidului Național Liberal nu este atât de multă armonie pe cât crede Klaus Iohannis. Acolo sunt încă tensiuni și lucruri nerezolvate din trecut. Referendum, chestiunile pe justiție, chestiune de la Curtea Constituțională, libertatea lui Dragnea, în general cam toată agenda publică a acestei țări este ocupată cu aceste discuții interminabile care țin deja de aproape 2 ani și jumătate. Este tema generală pe justiție pe care PSD ne-a oferit-o nouă românilor drept recompensă, ca să spun eu așa, mai ironic, pentru rezultatul din decembrie 2016. O țară în care nu se vorbește despre economie, despre chestiunile sociale, despre mare infrastructură, despre sănătate, despre educație, o țară ca într-un tranșeu din primul război mondial în care se aruncă de o parte și de cealaltă, da, în aceste tranșee politice cu bombe și cu declarații politice a căror miză este justiția. Acum, în ce măsură românii de rând resimt în mod cât se poate de direct tema asta pe justiție, interesează în mod direct tema justiției, o să rămână să vedem la acest referendum. Pentru că, într-adevăr, după 10 ani, aș putea spune, după 10 ani în care tema anticorupției, a justiției a ținut prima pagină a ziarelor și a apărut că este practic tema centrală a vieții publice din România, a venit momentul T0 pentru ca românii să se pronunțe dacă această temă este cu adevărat importantă pentru societate, dacă este cea mai importantă temă pentru societate în comparație cu altele. Și atunci trebuie să avem un rezultat, un referendum ca să bifăm și această temă, să ne lămurim cum stăm cu justiția și cu anticorupția. Însă, Tudorel Toader, celălalt personaj care ține capul de afișa acestei săptămâni, a făcut declarații extrem de belicoase la adresa lui Liviu Dragnea. Nu este foarte clar dacă doamna Viorica Dăncilă va vrea să îl demită, să-l schimbe din funcție pe Tudorel Toader, așa cum Liviu Dragnea a dat de înțeles ieri. PSD, în integralitatea lui, nu discutăm despre ALDE, că încă nu sunt lucrurile lămurite acolo, PSD îl vrea plecat pe Tudorel Toader. Dar asta nu se poate fără Viorica Dăncilă și, evident, fără semnătura președintelui Iohannis. Tudorel Toader devine obraznic la adresa lui Dragnea și dă de înțeles că poate Tudorel Toader se apucă să vorbească. Și dacă vorbește Tudorel Toader, oare ce ar putea să iasă la suprafață? Vă prezint imitații, intrăm în dezbatere. Bună seara, Oana Stănciulescu, jurnalist. Mulțumesc pentru prezență. Bună la seara, de mulțumesc. Nicoleta Pauliuc, senator PNL, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc de invitație. Sociologul Gelu Duminică, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și ministrul culturii și identității naționale, senatorul PSD, Daniel Breaz, o întoarcere după multă vreme la dosar de politician de acum foarte multe luni. Tudorel Toader, haideți să vedem ce mesaj îi adresează public șefului său aparent. Șefului său aparent, pentru că Tudorel Toader nu este membru PSD. Este în momentul de față neasumat de nimeni, nu este politician, este un tehnocrat, dar Tudorel Toader îi vorbește șefului său, direct, informal, politic, Liviu Dragnea, cu aceste cuvinte. Spre deosebire de voi, eu chiar sunt interesat de ce se întâmplă în România reală. Voi aveți problemele voastre cu Toader. Ce mai spune Toader? Ce mai spune Lazar? Ce mai spune doamna Tarce? Am înțeles astăzi
că la Curtea Constituțională, așa am văzut niște informații, că pentru dumneavoastră un articol într-o lege nu există. Mie mi se pare ceva foarte grav. La președinta în alte curți să spună că un articol din lege nu există, adică e semnalul pentru toți românii. Doamne, fiecare analizează legea cum vrea și respectă pe care vrea și ia în seamă articolele dar pe care le vrea. Dar declarațiile făcute de ministrul dumneavoastră de justiție care spunea că sesizarea formulată de către Florin Iordache nu stă în picioare. Nu e al meu, nu e rudă cu mine, nu e frate cu mine, nici cu mama, nici cu tata, nu e nici verișor de-al meu. A fost asumat de PSD, nu știu cât o să mai fie asumat de PSD. Se pare că PSD-ul nu și-l mai asumă, dar o să vedem. Asta înseamnă că va fi schimbat? Deci, chiar am venit aici pentru o problemă foarte importantă. Cum ați înțeles momentul Comitetului Executiv Național în care ați luat decizia să fie dată această ordonanță de urgență? Este ultima dată când vă răspund, domnișoară. Îl considerați prea important pe acest cum. Da. Eu nu mai consider așa important. Vedeți că dau răspunsuri uneori parțiale, dar probabil că va veni un moment în care voi vorbi și mai mult și mai multe. Păi, efectiv, îmi fac ca exercit atribuțiile până în momentul în care în monitor, am spus treaba asta, până în momentul în care în monitorul oficial apare cu nume, prenume, alt ministru. De ce? Pentru că este un principiu care spune că trebuie să asiguri continuitatea activității autorității. Eu nu pot să mă duc acum să închid birou, să zic, am auzit că mă remaniază. Trebuie să fim convinși de faptul că Tudorel Toader știe, a văzut și a vorbit multe lucruri în aceste multe luni de când este ministru justiției. A fost pe la ședințe de partid, cu siguranță a avut discuții tet-a-tet între patru ochi cu Liviu Dragnea pe diverse teme. Omul este informat, poate că are și documente, așa cum se spune pe surse politice, are tot felul de bilețele roz sau albastre sau scrise pe culoare albă, mată, pe diverse teme legate de legile justiției sau alte chestiuni care privesc justiția. Tudorel Toader știe, a văzut, are informații, a văzut, a făcut lucruri, a discutat lucruri și este cât se poate determinat să nu plece foarte ușor din funcția de ministru al justiției. Poate că va pleca doar în condițiile pe care le va impune el celor de la PSD. Cu permisiunea doamnelor, domnule Breaz, vreau o poziție. Explicați-mi ce se întâmplă cu guvernarea dumneavoastră, cu ministrul Tudorel Toader, cu Dragnea. Da, în primul rând vreau să spun și eu bună seara telespectatorilor și să vă mulțumesc că după atât de mult timp am ajuns din nou în studioul dumneavoastră, unde întotdeauna am venit cu plăcere. Ce pot să vă spun? În primul rând, dacă discutăm din punct de vedere al guvernării, lucrurile merg bine și merg chiar foarte bine. După ce președintele a promulgat bugetul, începem să ne desfășurăm activitățile absolut în toate instituțiile ce le avem în această țară și care pot să vină să producă plus valoare pentru români. Dacă discutăm vis-a-vis de domnul și colegul meu de cabinet, domnul ministru Tudorel Toader, ați văzut și declarațiile președintelui Dragnea, ați văzut și alte declarații. Este o moțiune de cenzură, o moțiune de cenzură ce va fi supusă dezbaterii luni, iar pe urmă se va lua o decizie. Acum, votul la moțiunea de cenzură, pot să vă spun, fiind și senator, nimeni nu ne-a spus votați împotriva sau pentru moțiunea de cenzură sau abțineți-vă sau aveți o anumită poziție. Fiecare dintre senatorii Partidului Social Democrat și bănesc și cei de la ALDE, care suntem în aceeași coaliție, vor avea și vor vota după cum le va dicta propria conștiință. Din păcate văd că se duc lucrurile și se practic dorește distragerea atenției publice de la lucrurile bune care se întâmplă în România. Nu văd vorbindu-se despre România pe posturile de televiziune, despre guvernul actual, despre realizările în calitatea de președinte al Consiliului Uniunii Europene. Deci sunt multe realizări acolo. Am depășit după 3 luni și ceva, parcă avem exact 100 de zile, cu mult, Austria la numărul de dosare închise. Nu se vorbește despre ceea ce înseamnă creștere economică. Nu discutăm despre unele măsuri. Stați puțin, cine nu vorbește? Păi se vorbește extrem de puțin și încercăm. Noi vorbim, dar din păcate mesajele acestea sunt extrem de puțin preluate de presă. Haideți să mai prezentăm și lucrurile
lucrurile bune care se fac. Dacă să totdeauna... ai de vină sau... Deci se caută, și spun la modul general, informațiile care ar putea crea un posibil conflict. Să găsim ceva rău, să găsim un motiv de ceartă, să arătăm că două persoane se contrazic. Că Tudorel Toader a pierdut, se pare, am încrederea văzut, PSD. Tocmai asta, tocmai asta am încrederea văzut, am dumneavoastră spus, avea pierdut asta am, Tudorel Toader? Nu discut despre încrederea mea, pentru că deciziile vis-a-vis de schimbarea unui ministru se iau la nivel de coaliție de guvernare. Fiecare ministru, așa cum sunt și eu, suntem acolo datorită faptului că am fost votați de cetățeni, s-a format o coaliție majoritară, am ajuns, am preluat guvernarea. Și decizia pe Tudorel Toader când o luați? Decizia va fi moțiunea de cenzură luni. Simplă. Este simplă, moțiune simplă, exact. O moțiune care nu înseamnă neapărat demiterea datorită moțiunii a Ministrului Justiției, dar eu cred că o decizie clară după această moțiune de cenzură se va lua și iar acest subiect se va închide. Deci se va închide subiectul Tudorel Toader. Evident, cu am văzut amendament, că... domnule Breaz, aceste scandaluri publice le generează șefii dumneavoastră și colegii dumneavoastră, Tudorel Toader, Dragnea, prin aceste declarații. Faptul că între președintele PSD, al treilea om în stat, Dragnea, și Tudorel Toader, ministrul Justiției, există un scandal public, nu poate fi ignorat de presă. Eu spun că adică nu este, putem, eu spun nu că putem nu este să un închide scandal, camere de luat vederi și să mergem scandal acasă. Scandal înseamnă cu totul altceva. A fost o poziție a președintelui Dragnea, o poziție clară vis-a-vis de ministrul Justiției și așa a exprimat-o public, mie, foarte clar. Dar eu nu văd un scandal. Nu știu de unde și până unde. Dar a cerut doar imediat, să plece din funcție, imediat, indirect. Da. Domnul Dragnea nu se ceară domnului Tudorel Toader să plece din funcție în fața camerelor televiziune. Domnul Dragnea a cunoscut foarte bine. Domnul Breaz, haideți să tragem aer în piept. Dacă președintele dumneavoastră iese public și spune Daniel Breaz și-a pierdut încrederea PSD exact, pentru portofoliul exact, de ministru al culturii, mai rămâneți acolo? Există comitetul executiv, vei merge în comitetul executiv al Partidului Alianței, se decide și atunci se va tranșa, se va supune la vot și cel care... În urma unor declarații publice și subscriu, am spus-o de multe ori, declarațiilor președintelui Dragnea, se ia o poziție, iar comitetul executiv va decide și atunci va pleca domnul Tudorel. Dar să nu ne uităm să încercăm să creăm un scandal, adică tot ce apare, o discuție, o părere a unui om, să ne gândim, se provoacă un scandal, domnul se creează un scandal. Dacă nu, un politician nu vrea să genereze scandal, nu declară nimic la presă. Dacă și declară ceva la presă de genul următor, lucru, înseamnă că vrea să fie lucru. Da. Eu vă spun încă un lucru. Orice simplu declară un politician la un moment dat la presă, pentru o parte sau alta, sigur va fi subiect de scandal sau va fi interpretat cumva ca să creeze un subiect de presă. Dragnea, n-a spus deci el, asta vă spun. Două zile că începe ANAF. Oana, de ce nu ne cumințim noi din deci, presă deci, să vorbim despre realizările de guvern? De ce discutăm noi despre justiție? Este foarte important ce spune, domnule Breaz, vă rog. Haideți să o ascultăm pe Oana Stănciulescu. Repet întrebarea și pentru telespectatori și poate și pentru domnul Breaz, care n-a fost atent. De ce insistăm noi din presă să discutăm despre justiție în loc să discutăm despre marile realizări ale guvernului? De ce suntem răutăcioși? Nu zic, cum a zis domnul Dragnea, ne simțiți. Unul la mână. Suntem singura țară din lume, din țările civilizate, vă garantez, care transmite în fie toate televiziunile din acea țară, transmit în același timp începutul ședinței de guvern cu o doamnă prim-ministru sau domn prim-ministru, cum o fi, de câțiva ani buni, că nu era această tradiție în anii 90, nici în anii 2000, care transmit toate televiziunile din lume, opresc orice, orice se întâmplă, transmit ședințele de guvern ale primului ministru, în care doamna prim-ministru depășește în fiecare zi câte o țară, Norvegia, Portugalia. Asta în sine nu este rău. E prim-ministru României care vorbește. Nu e adevărat. În Marea Britanie, dacă ești la guvernare, dacă ești ministru, ca domnul Breaz, ajungi în presă sau ajungi la BBC să facă știre doar dacă ai făcut ceva. Pentru că nu vă supărați presa. Nu este ca să fie o tribună cum sau era Vocea României. Sau o cutie de rezonanță, bineînțeles, da, a guvernării. Bineînțeles. Corect. Așa este. Nu asta principiul este corect. Presei. Da. Da. Deci presa trebuie să informeze cetățenii, iar dacă este un conflict între președintele Camerei Deputaților, care se poartă ca nababul, care se poartă ca primul ministru, care se poartă ca stăpânul, un președinte al Camerei Deputaților care nu are nicio atribuție în ceea ce privește guvernul, dar atenționează instituțiile din subordinea guvernului sau guvernamentale, atunci sigur că da, este un subiect. Dacă are un conflict cu ministrul Justiției, sigur că este un subiect și mai ales dacă acel președinte, adică Liviu Dragnea, încearcă să, de 2 ani de zile sau cât o fi trecut, 3 ani de zile, să dea legi, să facă
facă legi, să modifice legi pentru propriul interes și a unui grup restrâns. Avocatul domnului Dragnea spunea că sunt doar 10 dosare cu completurile de 3, afectate de completurile de 3. 10, probabil, colegii de-ai domnului Dragnea. Nu știu, doamna aici Pauliuc, nu mi se pare bună poziție. Adică totul să, scuzați-o o secundă, doamna coleg, nu este bine, adică sunt doar 10 dosare, sunt doar sigur prietena lui Dragnea, nu este bine pusă problema. Nu este. De ce puneți așa problema? Hai să dăm o ordonanță de urgență să interzicem anumite subiecte. Puteți să-mi dați un exemplu să-mi demonstrați că există doar 10 dosare și că toți sunt prietena lui Dragnea? Am citat din avocatul domnului Dragnea. Și toți sunt prietena lui Dragnea? Nu, cred că sunt din opoziție, cred că pentru asta se luptă. Mie îmi place să vorbesc cu argumente. Domnul ministru, de asta se încearcă modificarea legilor de către PSD ca să le facă un bine liberalilor și useriștilor. Ce legi? Sunt peste 100 de articole în codurile penale în momentul în care... De ce le sunteți dumneavoastră preocupați de 3 ani? În momentul în care... Codurile penale curte, da, dacă îmi dați voie, vă explic și le înțelegeți și dumneavoastră. Codurile penale, Curtea Constituțională, au declarat neconstituționale peste 100 de articole. Trebuie să le punem în aplicare, adică deciziile Curții Constituționale le punem doar atunci. Să le punem în aplicare. Noi vorbim de amnistie și grațiere, noi vorbim despre completuri de 3, noi vorbim despre completuri de 5. Nu s-a dovedit nimic, domnul ministru. Da, au fost ilegale acele completuri de 5. Da, deci nu sunteți preocupați, înțeleg, doar de codurile. Deci azi zice cerere. Haideți că încet cunoaștem tot. Nu recunoașteți. Nu recunoașteți. E adevărat că acea normă... Vreți să vă arăt declarațiile liderilor dumneavoastră? O să vă rog să facem o polemică pe rând. Este mult mai pe înțelesul telespectatorului. Doamna Pauliuc, vă rog. Am să mă refer la situația... așa s-a numit un conflict dintre domnul ministru și domnul Dragnea. M-am exprimat și public ieri și am spus că îl percep pe domnul ministru că v-ați exprimat ca un Jack Norris al justiției. Vreți să vă arăt o poză frumoasă? Da, și o știți? Da. Am pus. Da, PNL s-a exprimat pe tema asta cu Tudorel Toader. Îl primiți în PNL pe Tudorel Toader? Nu primim în PNL. Eu am văzut că era o fotografie, mai aveați pe care puțin, l-are acum domnul mai aveați președinte. Puțin și faceți adeziunea în PNL. Moțiune de cenzură împotriva dreptului. E simplă, domnul ministru, știți că e o diferență între moțiunea simplă și moțiunea de cenzură. Eu am spus de moțiune, n-am spus simplă sau... A zis moțiunea de cenzură mai multe ori. De cenzură. Pentru că am plecat de la ideea că domnul ministru le știe pe toate, cunoaște pe toate, are răspuns la tot și mai mult de atât, la orice semnal. Dar uitați, semnal... doamna Pauliuc, da, Tudorel Toader, el s-a fotografiat și s-au postat imaginile pe Facebook din plenul Parlamentului, cu dumneavoastră, cu liberalii, era o simpatie și o veselie, foarte. Păi, acum două săptămâni țipați că vreți să-l schimbați din funcție cu moțiuni de cenzură. Știți ce s-a întâmplat? Domnul ministru, noi împreună, eram acolo 4 juriști. Și l-am întrebat care este opinia lui cu privire la completurile specializate. Câți unii jurist până sunt eu... papistaș. Nu, câți o ați și spus, a întrebat atunci, era doamna de la PSD, dacă într-adevăr vor veni colegii, dacă se va face vorum, vom rămâne să votăm sau să citim moțiunea. Deci asta a fost discuția pe care am avut-o noi deci cu domnul ministru. Deci îl vreți să plecat pe Tudorel Toader? Îl vrem plecat pentru că pedigriul lui demonstrează că în loc să facă ceea ce știe sau profesional, a făcut cu totul și totul altceva. Vreau să spun că există, asta nu este primul conflict între domnul Dragnea, domnul Dedi și cu domnul ministru Tudorel Toader. Am mai asistat acum câtva timp în care domnul ministru îi spune ok, da, o să dau drumul la ordonanțele de urgență, exact pentru completurile de 5, în momentul în care o să-mi stabiliți urgența. Și atunci i-am cerut domnului ministru să schimbe eventual chiar dexul și să stabilească o altă definiție a urgenței, să pună în practica judiciară termenul de urgență, astfel încât să dea această ordonanță de urgență a completurile de 5, toată lumea să fie fericită și să încercăm să guvernăm. Dar dacă mă refer acum și mă uit la discuția care a existat între Dragnea și Tudorel Toader, eu cred că acest conflict merge mai departe, pentru că eu văd aici nu neapărat o împotrivire a lui Tudorel Toader de a da drumul la acele ordonanțe, la ceea ce își dorește tot aparatul de partid, de toți cei din jurul domnului Dragnea, ci mă gândesc că de fapt există o opoziție foarte puternică în persoana doamnei prim-ministru. Și cred eu că nu vrea să rămână în istorie ca doamna ministru care a adus România în situația să fie activat articolul 7 pentru nerespectarea statului de drept.
Văd acum un conflict între Dragnea, Tudorel Toader, primul ministru și activul de partid, pentru că, iată, l-a promis tot timpul că le dă ordonanțe. Și acum vă întreb eu pe dumneavoastră și ca cetățean, ce încredere să mai aibă românii într-un astfel de guvern, da, care de 2 ani și jumătate, nu numai că nu guvernează, domnul Brează este aici, doamna Pauliu, și eu spun și domnului Brează, de 2 ani și jumătate, directă. Mama mea mare puțin și își termină doctoratul, deci își va da doctoratul în drept. Deci știe absolut orice, despre amnistie, despre grațiere, despre ce vreți dumneavoastră. Aș vrea sincer să știe mama de ce acum, în loc să-și cumpere cu pensia ei 20 de kilograme de cartofi, cumpără o treimă, pentru că prețul la cartofi a trecut. Da, iată, uite, a crescut la o treimă. Astea sunt știrile. Nu, 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 domnul senator, știți ce se întâmplă? Nu poate fi distractiv, domnule Brean, este... dar sunt poate foarte mulți inclusiv, români. Vă mai spun la cartofi, sună, să justific, sună, am mai văzut. Sună foarte văzut ciudat acum ceea ce o să spun, dar sunt foarte mulți români care, da, au în fiecare zi, pe masă, da, ca aliment cartoful, au crescut 25% prețul la cartofi într-o lună și jumătate și nu e de râs. Când stai ca pensionar cu 700-800 de lei și știi că trebuie să ai cartofi, deci, pentru că cartoful este a doua pâine a României, sună foarte ciudat ce spunem, dar asta e. Deci, da? Încă ceva, cum să aibă încredere român într-un ministru al transporturilor care vine și ne spune, ok, se negociază ceva, vrem să facem autostradă, nu știu cu cine se negociază. Bun, și încă ceva, domnul Mănăstire, că știu că tema o să vă placă. Am avut un amendament, da? Astfel încât singurul domeniu, singura zonă în care toate forțele politice, inclusiv președintele Iohannis, au fost de acord, a fost alocarea celor 2% din PIB pentru înzestrare. Vreți să ne spuneți nouă, în condițiile în care anul acesta avem 1,5 miliarde de euro, bani pentru înzestrare, câți bani se întorc în industria de apărare? Nici un leu. Zero lei. Domnule, Gelu Duminică, care este analiza dumneavoastră pe situația asta pe justiție, că deja discutăm de vreo 2 săptămâni și crește tensiunea, crește cu cât ne apropiem de termenul lui Liviu Dragnea. Eu cred că marea parte a societății românești are cu totul și totul alte probleme. Da? Și tare mie că referendumul nu va avea rezultatul dorit de inițiatori. Tare mie. Da? Și în momentul ăla e foarte probabil că... Este opinie, aveți date sociologice, vă bazați de obicei, ceva factual, de obicei mă uit pe sondaje și, da, și pe analize. Și da, uite să avem meseria, în expertiza dumneavoastră. Mi-e meseria, da. Însă, în momentul de față se joacă, depinde foarte mult de temă, de emoțiune, de întrebare. Tema nu pare a suscita mai mult interes, ci mai degrabă lehamită. Vă contrazic, 700.000 de oameni au ieșit în februarie 2017 în stradă. Sunt protestatari cu intensitate mai mare, mai mică, diverse proteste în ultimii 2 ani. Justiția pare, domnule Gelu Duminică, pare ca fi tema. Pare. Dar da? Sondajele pe care le-am citit, care e procentul pentru celor interesați? Nu aș înainta acum cifre, pentru că nu aș face decât... jumătate, chiar mai nu? Puțin de jumătate. Doar atât pot să vă spun, dar în pauză pot să vă spun și mai altceva. Însă nu aș vrea să înaintez cifre, pentru că cifrele sunt în momentul de față înșelătoare. Depinde foarte mult, adică avem 7-8 puncte de procentuale diferență în funcție de casele de sondare. La avem... ce vă referiți? La intenție de vot, participare, referendum, încredere în partide, încredere în oamenii politici. Adică avem de foarte multe ori diferențe. Haideți să facem o matematică simplă, mă bucur că v-am în emisiune. Matematica care este? 30% quorum cât înseamnă în număr de alegători? Sunt vreo 18 milioane de alegători, 30% undeva în jur de 5,5-6. 6 milioane, să rotunjim, 6 milioane, da? 6 milioane de români ar trebui să vină ca să valideze referendumul. Din astea 6 milioane, cât credeți că reprezintă nucleul dur al oamenilor care ar veni pe asemenea temă, da? Oameni preocupați de justiție, de integritate, de penalii în funcție, toate temele astea. Deci cei care ar veni? Da. În punctul meu de vedere, nu mai mult de 2 milioane. 2 milioane, da, care vin natural pentru că rezonează cu această temă. Ies în stradă, protestează. Și care au simțul civic și care doresc să participe la procesul electoral. 2 milioane care ies... Lehamita este foarte mare, domnul Mănăstire. Lehamita e foarte mare. Iar de
dezbateri de genul ăsta, din păcate, nu mai motivează. Lehamita este mare, dar și efervescența și ura față de politicieni pe temele astea legate de justiție este mare. Deci 2 milioane le bifăm aici. Mergem mai departe. Cât poate scoate PNL-ul? Aici e marea întrebare. Da, păi cât a scos în 2016 PNL-ul? Nu o luați așa. De ce nu o luați așa? Pentru că nu are nicio legătură una cu alta. Una este mobilizarea la alegerile locale, alegeri parlamentare și așa mai departe, alta e mobilizarea la referendum și la europarlamentare. E cu totul și cu totul altceva. Dar la alegerile locale și la alegerile generale, primarii sunt direct interesați. La alegerile parlamentare mai puțin, mai ales când ești partid de opoziție. Mai ales când ești partid de opoziție și când depinzi de Consiliul Județean și când ai anumite investiții, că apropo, la anul au alegeri și vor și facă și primarea din opoziție tot felul de chestii, iar partidul la guvernare strânge foarte bine șurubul. Adică deci, domnul Geru Duminică, dumneavoastră trebuie să-mi spuneți că PNL, USR plus PMP, partidele din opoziție, da, nu pot scoate 6 milioane de români care să valideze acest referendum? Eu vă spun, nu că, scoate există, la vot? Eu vă spun că există riscul să nu poată să scoate. Prin cazul ăsta ce se întâmplă, domnule Geru Duminică? În momentul de față este prematur. Mai sunt mai o lună jumătate. Facem planul A, planul B, varianta B. Cum se face? Depinde foarte mult de comunicatori. Întrebare, da, mesaje și comunicatori. Din păcate, nici opoziția nu are comunicatori foarte credibili. Din păcate. Din păcate, da, în momentul de față... Care opoziție? Care parte din opoziție? Mai degrabă PNL-ul nu are comunicatori foarte, foarte... Și... USR Plus are comunicatori credibili? USR Plus se adresează în altă de electorat, da? Ei în momentul de față stau foarte bine în marile aglomerări urbane, foarte bine. Ce înseamnă foarte bine în procente? Vă dau un exemplu, în Sibiu stau mai bine decât cele două partide la un loc. PSD, PNL, da, decât PSD, PNL. Asta cât înseamnă? Stau mai bine. 25-30%, 40% USR Plus. Da. Deci stau, așa stau în momentul de față. Stau foarte bine. Este într-adevăr, sunt niște cifre extrem de interesante. În București pare câștigătorul detașat, dar în Cluj stau bine, chiar dacă avem un primar acolo, da, care aparține PNL-ului în momentul de față. În zona de Ardeal stau incredibil de bine. De ce sunt sceptic? USR Plus că e o mare... și noua clasă politică reprezentată de USR Plus vor aduce românii la vot și vor trece acest referendum pe justiție. Doamne ajută! Eu asta îmi spuneți că sunt cifre bune, milioane. Nu, stați puțin. Una este să votezi partidul, alta este să votezi referendum. Sunt două puțin. Lucruri diferite. Deci USR Plus s-a identificat cu mesajul pe justiție. Oamenii ăștia nu vorbeze dimineața până seara de nimic altceva. Bine. Deci, dacă îi întrebi pe Barna, eu pe Cioloș pariu. Sau pe Ghinea deci, de ceva altceva, deci ei sunt cu justiția în gură de dimineața amandină, până seara. Aici, așa, am câștigat multe amandine la viața mea. Dar că în cel mai optimist, caz, dar participarea la vot nu trece de 38. Păi e suficient. Noi discutăm în cel mai optimist caz, cel mai realist, undeva în jur de 30. E, acum, dacă va fi sub sau peste, rămâne de văzut de ceea ce se va întâmpla. La referendum sau la europarlamentare? Teoretic, o să fie o diferență de câteva puncte procentuale, dar aici depinde de cât de bine înțeleg electorii PSD, cei controlați, dumneavoastră. Să se ducă și într-o Haideți parte să și într-alta. Construim atunci varianta planul A, planul B. Dacă acest referendum nu trece și dacă acest referendum trece. Dacă acest referendum nu trece, din punctul meu de vedere, cei care sunt în momentul de față acuzați că au deturnat o țară, da, se vor legitima. Respectiv partidul de la guvernare vor veni și vor spune, fraților, poporul a vorbit. Iată ce frumos, ce bine, ce minunat, lăsați-ne să guvernăm, noi cu bunăstarea, cu toate nu că dacă... Nu puteți spune că a vorbit, da? Faptul că nu merg la vot, asta eu vă spun ce va spune partidul la guvernare, eu nu spun, da, dacă câștigă, zice, bine, am auzit poporul, ne mai gândim. Așa undeva în spate, o să aibă soarta referendumului cu 300. Ne mai gândim. Lăsați că tot noi suntem aici. Da? Pericolul, din punctul meu de vedere, ca invalidarea, pericolul adusă de invalidare, este că tema asta se îngroapă pentru foarte multă perioadă. Și, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, inițiatorii ar fi trebuit să aibă în vedere cu totul și cu toate alte forme de presiune. Da, este nevoie de presiune pe partidul de guvernare pe acest subiect, majoră. Însă cred că ar fi trebuit să aibă, înainte de a ajunge la referendum, care e ultima formă
ultima păi formă. Păi ce să mai facem? Că am făcut absolut orice. Sesizări, moțiuni, putem să stăm de vorbă. De știți, societatea nu se trezește. Societatea nu se trezește prin moțiuni. Da, societatea se trezește prin dezbateri puternice, prin educație, dar aia făcută la firul ierbie. Până când omul ăla simplu și 40% din România trăiește în sărăcie. Vă întreb direct abrupt, riscă președintele Iohannis să piardă al doilea mandat dacă nu iese acest referendum? Răspunsul este nu. Da? Ok. Ca să continui, 40% din România trăiește în sărăcie. În guvernarea asta atât de frumoasă și de fantastică. Astea sunt cifrele, da? Avem cea mai mare mortalitate infantilă. Avem sistemul de educație cel mai slab calitativ, conform PISA din Uniunea Europeană. Avem un sistem de sănătate extrem de prost, tot cel mai slab din Uniunea Europeană, conform analizelor, da, și datelor. E, oamenii aia simt cu totul și cu totul alte nevoi. A, că noi ne îmbătăm cu apă rece, zicem că electoratul din București reprezintă România. Greșit! N-are nicio legătură. Iar electoratul din România este extrem interesantă. De divers. Deci, bun, electoratul PSD, spuneți dumneavoastră din ceea ce... Nu. Asta înțeleg eu. Înțelegeți PSD, dumneavoastră. Adică omul cu posibilități simt... materiale mai reduse la asta. Mă refer, electoratul ăsta nu o duce bine? Vă mai, vorba vă mai dau, că vă s-a mai făcut un lucru, un domnule Breas? Electoratul PSD și... Bă, scuze și am tăcut. Da? Electoratul PPDD, vă aduceți aminte de partidul ăsta? Era sărac, slab educat, din mediul rural și urban mic și așa mai departe. Adică eu nu cred în teoria asta că electoratul unui partid este bine educat și electoratul unui alt partid este da, dependent social. România are doar 220.000 de dependenți sociali, ca să fim foarte concreți în momentul de față. Atât are. 220.000. Percepția este că sunt milioane de asistați sociali. Asta e percepția. Eu vă spun care sunt cifrele. Da? Și atunci, da, nu, teoria ideile astea sunt greșite. Peste tot există o stratificare. Fiecare partid are din toate zonele. A, că Partidul Liberal, la Național Liberal, vine cu o doctrină care este centrată pe individ, da? Și cealaltă vine pe o doctrină, n-am mai înțeleg pe doctrina PSD-ului de multă vreme, nu mai înțeleg de multă vreme, da? E o altă discuție. Însă, marea bătălie nu se va da pe orașele mari. Da, acolo pe orașele mari, da, va fi mobilizare, e ok, marea bătălie va fi dată pe România Profundă. România Profundă care încearcă în momentul de față o lehamite majoră de tot ceea ce vine de la politicii. Și atunci, domnule Duminică, profit de prezența dumneavoastră că avem ora dispoziția de la ora 10 trebuie să plecați. Atunci, între România Profundă și România asta efervescentă a marilor aglomerații urbane, cine câștigă bătălia asta? E, cine reușește să mobilizeze mai bine. De aici e important cât de bine se mobilizează cine, mesajul și cine îl dă. Da, în momentul de față, PNL-ul pare marele pierzător. Pentru că vine, din punctul meu de vedere, da, cu oameni care nu au credibilitate, nu cu cei PSD-ului nu au o credibilitate, cei PSD-ului stăpânesc zona. Haideți să comentăm puțin ce spune președintele PSD Liviu Dragnea. Da? Foarte scurt, foarte scurt despre referendum, da? Încă după aproape 10 zile nu este clară poziția PSD pe tema referendumului. Nici nu-l boicotează, nici nu-l susține. Nu e clar. Să vedem. Referendumul este o păcăleală a lui. Caută un prilej disperat să participe și el la campanie pentru referendum, să-i ajute pe cei de la liberal. O să aibă problemă cu USR-ul și cu Cioloș, pentru că i-au dat ordonanțe care au modificat sute de articole din codul penal. Asta era următoarea. Și au mai zis ceva. Și au mai zis ceva. De aceea nu cred că eu să voteze la referendumul ăsta lui Iohannis. I-au zis că dacă vor veni la guvernare, când vor veni, vor adopta ordonanță de urgență ca să modifice legile justiției. Deci, domnul Duminică, e o păcăleală. Pe de altă parte, Dragnea spunea lunii, marți, da, că sunt mesaje care se bat cap în cap. De exemplu, Nicolicea, Rădulescu, Claudiu Manda, invitați aici la Dosar de Politician, spuneau, domnule, noi nu avem treabă cu referendum, o să trimitem oamenii la vot. Pe de altă parte, fac tot ce este posibil să-l saboteze, da, în interiorul, prin mijloacele politice. Deci, care este jocul aici? Eu nu cred că este un joc electoral din partea președintelui. Chiar nu cred chestia asta și am o tonă de argumente. În momentul în care stai foarte bine în sondaje, nu vrei să faci chestiuni extrem de riscante. N-ai de ce. Referendumul e o chestiune extrem de riscantă pentru președinte. Da, extrem de riscantă. Dacă se invalidează
Azi pierde credibilitatea și va fi tocat de o tonă de muniție de celorlalți. Și atunci lucrurile se joacă. Adică n-ar fi avut niciun motiv electoral să facă chestiunea asta, din contră. Da? Însă, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în societatea românească și cu încercările de deturnare, sau cel puțin așa au fost percepute, ale agendei publice naționale, da? Din dorința de a-l scăpa pe Dragnea, asta este percepția, dar bineînțeles că a iritat foarte mare parte din societatea românească și nu numai, ci și societatea europeană. România trebuie să dea un răspuns la povestea asta, pentru că altfel își pierde credibilitatea peste tot. Trebuie să dea un răspuns. Clar că politicienii până în momentul de față n-au găsit soluția. N-au găsit-o. Da, au fost moțiuni, n-au trecut, da, s-au certat, s-au păruit, da, ce au făcut ei, n-au reușit. Da? Și atunci, logic, trebuie să te duci către societate, pe ansamblu. Și zici, băi, societate, noi nu ne înțelegem între noi, reprezentanții tăi, vină tu și zi-ne ce trebuie să facem. Sunt mai multe mecanisme aici. Este mecanismul de dezbateri la nivel național. Președintele a avut un exemplu, România Educată, da? Domnul rector a fost, la un moment dat, cred că chiar a fost parte a procesului, direct sau indirect. Da? Deci e un proces de genul ăsta. Sau referendum. Primul este lung, durează, e greoi, da? Destul de complicat, în condițiile în care se întâmplă ceea ce se întâmplă în spațiul este european. Adică lucrurile au luat-o puțin razna, seamănă destul de mult cu ce se întâmpla în anii 30. Da, iliberalismul, da, tot felul de naționalismul ăsta efervescent, mândri că suntem români, nu mai putem, leșinăm. Da, e nevoie de o chestiune. Și atunci societatea trebuie adunată. Președintele vine și zice referendum. Minunat. Riscurile majore pe care le-am tot spus. Pe de cealaltă parte avem partidul principal de opoziție care nu reușește să se coaguleze, e rupt în bucăți între Transilvania și Regat. Cei care ne uităm așa la Partidul Național Liberal știm chestiunea asta. Nu reușește să se coaguleze foarte bine. Are lideri de opinie extrem de... care nu reușește să penetreze România profundă, că tot vă spuneam mai devreme, în condițiile în care România profundă este stăpânită, dominată de baronii PSD. Ea e dominată. Da? Și atunci, ca să poți să rupi dominația aia, trebuie să vii cu lideri puternici care să poată să rupă din bucata aia ca să contrabalanceze. Cum să rupă? La ce vă referiți? Să rupă din punct de vedere imagine, electoral, să atragă. Să atragă. Da? Mâna întinsă oamenii... care nu... Absolut. Mâna întinsă care nu spune poveste. Iar povestea... Sau nu dă de pomană? Da, nu. Pentru că aici e o... Pomană sau poveste, domnule Giorgiu? Eu cred în poveste. Eu cred în pomană. Eu lucrez într-o fundație, coordonez o fundație care lucrează în cele mai sărace comunități din România. Am făcut cu oamenii aia lucruri fantastice. Oamenii nevoiași au nevoie de povești sau de mâncare? Au nevoie, adică de pomană. Nu au nevoie de mâncare. Dar de ce au nevoie? Au nevoie de crez. Și dacă îi faci să creadă în ceva. Oamenii înțeleg că trebuie să-și caute mâncarea singuri. Fac asta de 20 de ani, nu vorbesc povești, dar chiar fac dezvoltare comunitară. Asta e foarte pozitiv. Deci oamenii trebuie să-și caute mâncarea singuri în condițiile în care 30 de ani partidele i-au folosit și le-au dat mâncarea în guriță, cerându-le doar să voteze. Dacă le dai crezul, și aici trebuie să înțeleagă Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal întotdeauna a câștigat prin crez, nu prin pomană. Da, în momentul în care lupta pentru dezrobire liderii liberali, ei veneau cu un crez. În momentul în care veneau pentru unire, veneau cu un crez. În momentul în care erau pe crez. Hai să luăm o localitate atunci am mobilizat oamenii. Săraci sunt dependenți de primar și de bani veniți de la primărie. Vine liberalul cu o poveste și vine primarul cu lemnele, cu alocația. De ce te mai duce să muncești? Zilele trecute, că ei sunt conștienți că m-am întors din Teleorman. Eu m-am întors zilele trecute, lucrez în niște comunități acolo. Asta da? E o poveste interesantă, foarte scurt, vă rog, înainte foarte de pauza scurt. Deci, publicitară. Teleormanul, ai senzația că te-ai teleportat în anii 80. Drumul principal ești asfaltat, restul e terminat. Da? Scapă cine poate. Ne oprea lumea pe stradă. Aveți cuvântul meu de onoare. Da, oamenii ăștia dependenți, zicea, domnilor, vă rugăm frumos, scăpați-ne de ăștia. Păi, aveți cuvântul meu. Însă, oamenii trebuie să fie mobilizați de cineva. Pentru că dacă la nivel local nu are de ales între X și primar, dar X-ul ăla să-l facă să creadă, ai pierdut. X-ul ăla
dacă există, e cumpărat deja de alți băieți care îl pun să joace teatru. Scurtă pauză comercială, se întâmplă ceva. Dacă acum câteva luni Tudorel Toader nu mai pridea să fie avocatul lui Liviu Dragnea și avocatul PSD la Curtea Constituțională, astăzi Tudorel Toader spune că nu-l interesează ce se întâmplă la Curtea Constituțională, el fiind judecător, fost judecător al CCR. Da? El spune că nu mai interesează ce se întâmplă cu Dragnea la CCR, deși acum câteva luni știa să fie avocatul partidului acolo. Scurtă pauză și revenim cu scandalul ăsta de la Curtea Constituțională. Toți cei prezenți astăzi s-au arătat îngrijorați de evoluția din zona justiției. Le-am spus direct că, după părerea mea, acest asalt al PSD-ului asupra justiției trebuie să primească un răspuns din partea românilor. Iar acest răspuns este, evident, un referendum. Toți participanții, repet, Partidul Național Liberal, USR, PMP, UDMR, reprezentanții minorităților naționale care au participat, toți au îmbrățișat ideea organizării unui referendum. Am trimis scrisoarea de consultare Parlamentului. Aștept în termenul legal un răspuns din partea Parlamentului României. Cred că românii au dreptul să dea un răspuns acestui asalt PSD-ist asupra justiției. Da, președintele României face un demers riscant, ne spunea sociologul Gelu Duminică acum câteva minute, înainte de pauză, cu acest referendum. Haideți să dezvoltăm încă o dată ideea aceasta. Pare foarte determinat președintele, spune că este o temă care preocupă societatea în ansamblu ei, în profunzimea ei, dar dumneavoastră sunteți puțin cam sceptic, din câte înțeleg. Nu sunt neapărat sceptic, spun doar că președintele riscă foarte mult. Dacă iesă, s-a legitimat și dacă trece pragul, PSD-ul va primi un semnal extrem de puternic. În schimb, există și riscul mare, mare în momentul de față, să nu treacă. Și în momentul ăla, culmea că PSD-ul se iese legitimat. Păi adică fiecare, cum ați spus dumneavoastră la început, fiecare riscă tot. Președintele riscă tot, însă, repet, domnia sa poate să piardă destul de mult, dar țara poate să piardă destul de mult. PSD-ul riscă tot, pentru că sunt conștienți că singura lor șansă ca să nu fie pus la colț, dar este să nu treacă. Atunci vă întreb, ca și calcul politic, dacă e o situație așa de bună cu Mario Iohannis, spuneți dumneavoastră, de ce joacă totul pe o carte? Că nu este forțat de nimic. Eu o să vă spun. Nu are 15%, nu are 10% în procente. Că... De ce merge la rupere, cum se spune mai pe românește? Pentru că, din punctul de vedere al domniei sale, altă poziție, altă posibilitate pentru o reacție relativ rapidă, societatea românească nu are. Și aici pot fi de acord. Doi, presiunea externă este destul de mare. Trei, pentru că îi pasă. Toate trei trebuie să le luăm în calcul. Domnule Breaz, ce aveți de gând să faceți în varianta bună pentru dumneavoastră, în sensul că referendumul nu este validat, Iohannis pierde? Ce faceți? Începeți cu modificări a legilor justiției, îngropați subiectul ăsta și în subsecvent o altă întrebare care mă preocupă. Niciun coleg de al dumneavoastră nu mi-a răspuns la întrebarea asta. Ce aveți de gând să faceți cu subiectul ăsta al justiției? Îl mai țineți încă 2 ani? Să fie așa, să faceți o guvernare timp de 4 ani, să faceți numai justiție, numai discuții despre justiție, cum procedați? Eu, în primul rând, cred că discuțiile despre justiție nu le-a făcut PSD-ul. Eu cred că ne ocupăm foarte serios. Eu cred că aceste nu, păi dați-mi voi acum să... Deci nu cred că noi amplificăm atât de mult aceste discuții despre justiție. Dacă privim în ansamblu guvernarea este o guvernare foarte bună. Că iarăși se găsesc cei care sunt în opoziție tot timpul să scoată în evidență justiție, legile justiție, amnistie, grațiere, lucruri de genul ăsta, asta e cu totul altceva. Da, evident, lucrăm și pe partea de justiție și nu cred că după 2 ani și jumătate de când am preluat guvernarea, PSD-ul a făcut ceva sau a dat vreo lege pe justiție care să creeze probleme statului român. Eu nu cred, dacă cineva vine în momentul de față și îmi dovedește și de aici din studio sau poate să-mi dovedească cineva că în acești 2 ani și jumătate PSD a dat o lege
pe justiție, care în acest moment ordonanțele se pun, da. Care în momentul uitați, și ordonanțele interveniți, dați-mi voie să continui, vă dau 10, dar vă dau unul singur. Dați exemplu și îmi dați exact care sunt prejudiciile. Februarie vă spune ceva cu elefanții supreși? Vă aduceți aminte ceva? Ce februarie cu elefanții supreși? Nu vă aduceți aminte? Îmi aduc aminte de ordonanța pe amnistie și grațiere. Și este și nu s-a întâmplat nimic. 100.000 de oameni în stradă care au stat 2 ani de zile. Doamna Pauliuc, ce au stat 2 ani de zile sau cât spuneți în stradă sau 2 luni de zile? Și n-a fost... E vorba de... I-ați trimis acasă cu jandarmi. Nu sunt 100.000 de oameni, n-au fost 100.000 de oameni în stradă. Iar nu acest... cred că dacă adunăm acești... la fiecare manifestare... Nu, putem să adunăm la toate manifestările și cum vreți să adunăm din toate punctele de vedere, nu ieșeau 100.000 și nu aveau cum. Deci, încă o dată, în acești 2 ani și jumătate de guvernare, Coaliția PSD-ALDE nu a dat și nu se aplică în acest moment nicio lege sau ordonanță de urgență care să aducă vreun prejudiciu României sau cetățenilor din această țară. Păi și mi-asum ceea ce spun. Dați-mi voie să-mi continui ideea. Pe 15 aprilie știți ceva că se întâmplă la Bruxelles? Vă aduceți aminte ceva? Se întâmplă ceva? Eu mi-aduc aminte foarte bine. Nu, dacă știți acum, pe 15 aprilie știți că se întâmplă ceva? Lăsați discuțiile de la Bruxelles. Lăsați discuțiile de la Bruxelles. Eu vreau să vă spun că România este membra a Uniunii Europene cu drepturi depline. România nu trebuie să stea într-un colț. România trebuie să susțină punctele de vedere și duceți să le argumenteze. Duceți o politică izolaționistă. Doamna, asta faceți prin tot ceea ce îmi dați voie să continui. Da, dar ați cerut un exemplu. Putem să vă dăm 10, okay, dar v-am dus un. Cum l-am ascultat eu pe domnul Mănăstire și a formulat toate 3 întrebări, le-mi duc și eu ideile la bun sfârșit și pe urmă vă ascult cu mult respect. Deci, la Bruxelles, noi suntem țară cu, cu drepturi depline a Uniunii Europene. Nu mai avem poziția ghiocelului, nu trebuie să stăm la colț acolo și tot ceea ce ni se spune de la Bruxelles pentru noi trebuie să fie lege, să aplicăm. Stăm la masă și discutăm și negociem, pentru că de asta suntem țară cu drepturi depline. Și vreau să închei așa ca un ardelean, să terminăm cu problema cartofului și sunt băiat crescut la țară. Da, prețul cartofului a crescut, dar nu din cauza guvernului. Din cunoștințele mele, cartoful se recoltează undeva în luna septembrie, atunci este un preț, se creează un stoc. Stocul creează cheltuieli de stocare. Evident că prețul celor care stochează crește, dar nu guvernul. Roșiile în momentul de față au din cauza opoziției, evident. N-a crescut din cauza opoziției, a crescut din cauza faptului că pentru a ține cartoful din luna septembrie până în luna aprilie în niște stocuri, se creează niște cheltuieli de stocare. Da? Din cauza faptului că producătorii respectivi cheltuiesc niște bani pentru a ține cartoful respectiv în condiții. Scurtă pauză comercială, revenim cu un argument pe care îl dă ministrul Ibreaz. Ce a făcut PSD-ul pe tema justiție? Păi a făcut această contestație din partea lui Florin Iordache la CCR, contestație pentru, spun unii, a fi salvat Liviu Dragnea. Pauză și revenim. Ne-ai